Joi dimineață, mai multe mașini pline cu daruri au intrat pe poarta așezământului social de la Slobozia, așezământ ce găzduiește acum 35 de beneficiari, mame și copii victime ale violenței în familie. PSD Giurgiu a decis să facă o bucurie acestor suflete și a adus o mulțime de cadouri, primite cu surprindere, dar și cu bucurie, de cei care credeau că au fost uitați de toată lumea. În numele lor a vorbit coordonatorul așezământului, preotul Valentin Ștefan. Mulțumim frumos în primul rând organizației PSD Giurgiu pentru vizita de astăzi, foarte frumoasă și surprinzătoare între ghilimele, să spunem așa, pentru că este un lucru benefic, mai ales acum în perioada Paștelui. Mulțumim în primul rând giurgiuvenilor pentru că s-au antrenat în această activitate socială și mai așteptăm și cu altă ocazie. Inițiativa acțiunii de joi a aparținut organizației municipale de femei PSD, căreia i s-au alăturat imediat organizațiile de tineret și pensionari, dar și organizația municipală și cea județeană. Mirela Delea, președintea organizației de femei, spune că încă de la preluarea acestei funcții și-a dorit ca, împreună cu colegele sale, să organizeze o serie de acțiuni de impact care să ajute cât mai mulți giurgiuveni aflați în dificultate. Am ales centru pentru că am vrut să combinăm într-un fel eforturile de la tineret, femei, pensionari, municipiu și județ și adevărul este că ne-au impresionat foarte mult copiii și mamele din acest centru și am considerat că este un început, un bun început. Socialdemocrații giurgiuveni au adus la Slobozia produse alimentare specifice Paștelui, din pachetele oferite nelipsind miei, cozonacii sau pasca, dar și produse greu perisabile, atât de necesare beneficiarilor acestui centru care nu are niciun fel de finanțare, de nicăieri. Ulei, zahăr, conserve, cartofi și alte astfel de produse. Și pentru că centrul de la Slobozia găzduiește și mulți copii, cel mai mic fiind nou-născut, aceștia au primit îmbrăcăminte și jucării, care au încântat cel mai mult. Cu sprijinul părintelui Valentin, am reușit să întocmim o listă pe care zicem noi că am încercat să o ducem la un bun sfârșit. Ne urăm sărbători fericite tuturor și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim în astfel de situații.